Salutare și bună dimineața! Vom face o scurtă analiză a pieței. Vă voi indica o criptomonedă la final care va avea un potențial destul de mare, zic eu, pentru anul 2022 și vă voi transpune, să zic așa, o analiză a ceea ce se întâmplă acum pe piața cripto în strânsă legătură cu războiul. Țin să vă spun de la început că probabil îmi voi lua foarte mult hate pentru acest clip, dar îmi place să fiu foarte transparent și vă voi exprima doar opinia mea. Iar dacă doriți să vă faceți sau să faceți un research referitor la ceea ce spun, vă recomand să pierdeți 10 minute din viața voastră și să vă faceți și voi un propriu research, nu numai să vă luați după ce spun alții. Avem Bitcoin astăzi 43.455, a luat acest suport de 43.000, nu a putut confirma acest W pattern și ne-am luat reject de la această rezistență de 45.000 instant, ca și cum i-ar fi dat cineva în cap. Dar, dacă mutăm time frame-ul pe weekly, treburile stau mai benișor. De ce? Păi Bitcoin niciodată nu a făcut un lower mai jos decât previously one, așa cum am spus, și niciodată când a făcut un all-time high nu a făcut mai jos decât previously one. Fapt pentru care pe weekly avem această candelă verde frumos închisă. Mâine este vineri și vedem ce se va întâmpla în weekend. Ne lipsește un singur lucru și anume, o să vă arătăm, volum. Asta ne ține să mai urcăm, volum. Nu înseamnă că lucrul ăsta va fi mereu așa, dar deocamdată trebuie să vedem situația exact așa cum este. Da? Volumul este în scădere și o să vă spun și de ce. Păi, în primul rând, cei de la Fed au ieșit în public și au spus că o să las un link în descripție. Și au spus clar că majorarea dobânzilor, ratelor la dobânzi, pardon, din luna martie este necesară, dar nici ei nu știu cum vor face acest lucru într-un mod safe, pentru că ei vor să redistribuie foarte mulți bani acum pentru NATO. Așa cum vedeți, se fac foarte multe exerciții militare. România stă cel mai bine la acest capitol. Am avut ieri 7 morți și un avion prăbușit și un elicopter prăbușit. Nimic de mirat, să vă spun de ce. Dumnezeu să ierte, apropo, pe cei. Este aparatură de aviație de 30.000 care oricum a stat mai mult prin parcări sau cum se cheamă, habar n-am. Cum se cheamă locul unde se depozitează acele avioane. Dar ieri le-au îmbalat puțin motoarele și au picat deja două. Vă dați seama, în caz nu-i război, cam cum stăm. Simplă treaba. Nu știu dacă cunoașteți câți bani a cheltuit România în achiziționarea acelor avioane care oricum alte țări le-au abandonat de mult, le-am dat milioane pe ele. Ăștia suntem. Cum spune Spike, ăștia suntem, băi. Bun, în fine, haideți să mutăm. Crypto 360 pe coin. Avem Bitcoin-ul 43.387 și cam toate altcoin-urile pe roșu. Treaba asta s-a schimbat puțin de ieri, de când cei de la Fed au anunțat că vor totuși să ridice rata la dobânzi, nu știu cu cât, în schimb nu va fi așa cum au anticipat ei. A fost un mic trend bearish ieri, când Ucraina a cerut ca să poată opri Rusia din a adopta cryptocurrency și a se mai putea face tranzacții pe cryptocurrency, pentru că este o modalitate prin care ei vor să oprească Rusia să folosească această metodă de plată cryptocurrency, ceea ce cred eu că nu se va întâmpla din punctul meu de vedere. Dar cea mai importantă știre de astăzi, care cred eu că are un impact extrem de mare, ieri s-a votat în ONU cererea ca Rusia să scoată trupele din Ucraina. Aceasta este o știre publică foarte acurată.
și vedeți că cei cu roșu au votat împotrivă. China, Iran și India s-au abținut. Da? Corea de Nord s-a împotrivit. Bun, asta spune tot, sper. Trecem mai departe. Haideți să vedem indicele Fear and Greed astăzi. L-avem la 39 de la 51 de ieri. S-a depreciat pe tema acestor știri. Dar haideți să vorbim și despre știri. Despre cele acurate. Haideți să fim un pic mai realiști și nu să ne lăsăm purtați de media așa cum vor ei. Între timp vreau să vă anunț încă o știre interesantă care nu v-a spus-o încă multă lume la prima oră. Se crede că va fi adoptat AMP ca și cryptocurrency, da? În problema cu Rusia. O voi face astăzi un clip mai comprehensiv pentru așa ceva, ceea ce poate crea un spike, de aceea v-aș recomanda ceva AMP să aveți în portofoliu. Ok. V-aș recomanda să intrați pe Reuters. Aici veți găsi o analiză a știrilor care există acum. 38% din știrile care se prezintă la televizor sunt fake. Repet, sunt fake. Cei de la Antena 3 ați văzut că au prezentat o știre dintr-un joc. Făceau o analiză geopolitică și o analiză militară pe baza unui joc de pe PlayStation. Deci ce vorbim aici? Bun. Vă recomand acest Twitter. Mă rog, pe Marcele, nu și colegul meu. Vă recomand acest Twitter de la Nexta, unde veți găsi chestii interesante. Se face o analiză pe imagini reale din Ucraina. Nu vă mai luați după știrile prezentate de Vestici. Le-am spus frumos, Vestici. Pentru că nu sunt așa cum credeți voi. Bun. Acesta este Twitter-ul Nexta. O să închid Twitter-ul. Dacă vă uitați la BBC, foarte multă lume nu este de acord cu ceea ce se prezintă. Această imagine nu este din Ucraina din momentul actual. Este de la o explozie de gaz și fotografia este din 2018. Întrebarea este de ce acești oameni încearcă să ne mintă în halul ăsta. Au un motiv probabil pe care noi fiind foarte mici nu-l înțelegem. Dar toate aceste știri fabricate creează perturbare mare pe piața cripto. Sunt mereu prezentate știri cu copii, cu femei. Bun, nu sunt de acord cu ce se întâmplă în Ucraina. Dar de ce nu vrem să vedem toată circumferința cercului? Așa mi s-ar părea corect. Dacă scrieți pe Google, simplă povestea. Belgrad, 1999. Și dați un click aici pe Wikipedia. Nu vă mai las după toți nebunii. Veți vedea că NATO nu a avut nevoie de nicio semnătură să omoare 1800 de copii doar într-o noapte și să bombardeze un stat fără acordul NATO, timp de 52 de zile. Dacă vouă vi se pare corect, eu vă spun opinia mea care este nu. Deci nu așa ceva. Deci haideți să fim imparțiali. Aici n-au mai fost copii, n-au mai fost femei, pur și simplu s-a trecut cu vederea, nu interesează pe nimeni, nu mai vorbește nimeni, nimic, toată lumea este... A uitat, nu? S-a uitat. Deci toți acești oameni au fost omorâți de NATO. În 1999 i-au bombardat în timpul nopții, când oamenii dormeau în case, s-a comis un genocid, nu interesează pe nimeni. Toți știri sunt și astea, nu? Haideți să mergem mai departe un pic. Războiul din Irak. Știți foarte bine povestea când Tony Blair și-a dat demisia și a spus că îi pare rău. Îi pare rău pentru toți oamenii ăia care au murit degeaba, nu s-a dovedit că erau acolo arme nucleare sau tot ce au născocit ei, pur și simplu au distrus Irakul complet, unii s-au îmbogățit și uitați aici.
Mr. Tony Blair, who was PM, member of Parliament, din 1997 până în 2007, ok, a spus clar, turn it out to be wrong. Deci, haideți să fim un pic realiști, să vedem și partea cealaltă a paharului. Anyway, nu suntem mici noi, probabil că alții fac jocurile aici. Haideți să ne întoarcem la Bitcoin. Bitcoin pe daily nu a confirmat acest W pattern și probabil că va, dacă nu va reuși până la sfârșitul săptămânii să ia 45.000 ca și suport, acest pattern nu va fi validat. În schimb, știrile tot mai bullish pe cum că foarte multe țări adoptă cryptocurrency sunt ok și conduc la faptul că Bitcoin este egal cu libertate, adică în cazuri de acest gen, de exemplu, Ucraina a primit foarte multe donații din Bitcoin și foarte multe alte chestii bune s-au întâmplat în perioada asta. O criptomonedă care cred eu că are încă potențial foarte mare, indicată de noi long time ago, este de vorba de NIR, protocol care încă a ieșit din acest trend descendent și se poate investi în ea, vorbim de momentul actual. Este doar opinia mea, rămâne să vă faceți și voi propriul research, știrile care le prezint eu aici sau toate informațiile au doar rol educativ, nu sunt financial advisor, probabil că în cursul toamnei vă renunța la acest speech în care spun nu sunt financial advisor pentru că între timp studiez și sper să-mi iau și licența. Vreau să vă mai arăt o criptomonedă interesantă și m-a rugat cineva să fac o analiză pe Gala, fapt pentru care o să o fac. Gala a fost indicată de echipa noastră foarte mult timp în urmă, printr-un video în care am indicat-o înainte de pump în această zonă. Gala 0.25 astăzi este sub pattern și se poate cumpăra Gala pentru că este un proiect foarte bun și pe termen lung mă aștept să facă foarte mare performanță. Nu este momentul acum pentru că în corecții de acest gen, criptomonedele cu un market cap foarte mic, da, au cea mai mare volatilitate. O să mergem înapoi pe Bitcoin între timp. Am clipat Gala din greșeală pe alt chart, cer scuze. Și o să vedem că Bitcoin pe daily s-a respins, avem două candele aici respinse și nu vrem să o așteptăm și pe a treia. În schimb, treburile stau bine per total pentru Bitcoin. Având în vedere acest jump, să-l numesc așa, de la 38.000 la 45.000 în două zile, și ne-am respins, dar este normal. Așteptăm astăzi un bounce back înapoi din această zonă, dacă coboară la 42.400-42.500, lucru în schimb foarte puțin probabil, pentru că vedeți, suntem deasupra pe EMA 20, suntem deasupra și atâta timp cât Bitcoin stă în acest canal, de aici, suntem safe. Dacă mutăm time frame-ul pe o perioadă mai mică, vom vedea că pe perioadă scurtă Bitcoin formează sau intră pe un canal descendent, ceea ce nu este neapărat bine. Dar vom vedea. Deci formează acest canal descendent, este pe 4 ore time frame-ul acum, foarte mare atenție. Și nu vrem ca Bitcoin să păstreze acest trend, de aceea ar fi foarte indicat undeva din această zonă până la EMA 20 să primim reject, să plecăm deasupra și să retestăm 45.000 și să luăm suport. Lucru foarte probabil, zic eu. Până atunci ne mai auzim, probabil în cursul după amiezii sau mâine, dacă nu apare nimic important. Nu uitați de Elrond Gold, un proiect absolut fabulos, care pe termen lung va aduce un income foarte mare celor care sunt vizionari și le plac investițiile în cripto și în general în acest domeniu.
Vreau să vă mai arăt o chestie interesantă la Euroworld. Încă, deci Euroworld-ul din ianuarie 2021 niciodată nu a ieșit din acest pattern ascendent pe scară largă, așa cum vedeți. Deci el are aceste spike-uri și cred că următorul va fi până aici undeva. El a, nu vezi, nu uitați că are un all-time high de 500 de dolari, dacă nu mă înșel, mă uit acum. Bine, aici s-a datorat și conform unor știri în ziua extrem de bullish când a fost lansat și în Coreea și tot așa mai departe. Dar Evergold-ul termină probabil 2022 undeva la, cred eu, la vreo 2000 de dolari minim. Vă pup pe jos, să aveți zi frumoasă, fiți foarte atenți de unde vă luați știrile, pentru că pe baza știrilor probabil vă faceți și propriul research și trebuie să îl faceți cât mai corect.